primarul Orșovei, municipiul Orșova și orșovenii sunt captivi ai unui consiliu local dominat prin șiretricuri ieftine de către binomul condus de Dunița Chircu, care se pare că nu a înțeles nimic din cele două confruntări în care a pierdut de fiecare dată alegerile de primar din Orșova. Chiar dacă orșovenii nu vor, ea îi vrea și după acest principiu, probabil, Chircu nu știe ce bine să le mai facă orșovenilor, iar aceștia nu știu ce să mai facă să mai scape de ea. Astfel, astăzi, Doina Chircu a fost luată la fluierături și la huiduieli doar și-o dea seama cât de iubită este la Orșova. Chircu și Gașca astăzi au plecat din Consiliul Local Orșova, iar ședința ordinară nu a mai putut nici astăzi să fie desfășurată. Ce se ascunde în spatele acestor manevre sunt bani, interese, control și putere. Aveam impresia inițial că după această pauză vor veni toți consilierii la masa de lucru cu mințile luminate și vor vota proiectele privind vacantarea și validarea suplianților, consilierilor supleanți. Însă am constatat că această pauză cerută de consilieri pentru consultare nu a fost decât una din multele tertipuri de a mai fenta în conjunctură de consiliu local, putem spune. Da, pentru a fenta legislația. Am constatat că odată întorși din această pauză de consultări, domnii consilieri n-au venit cu gânduri bune. Nu le-a luminat Dumnezeu mintea și, în acest sens, nu au votat ordinea de zi. Practic, au împiedicat nerespectarea legii. Legea spunea clar că, în prima ședință ordinară, Consiliul Local trebuie să ia act de încetarea mandatelor celor două consiliere, să vacanteze locurile celor două și să valideze pe supleanți, pe următorii consilieri locali, ceea ce observați și dumneavoastră, nu se întâmplă printr-un abuz de putere și de funcție a celor consilierilor de la PNL și PND. Nu și-au explicat în niciun fel faptul că nu au dorit să voteze ordinea de zi. Nici nu aveau ce să explice. Proiectele sunt cât se poate de legale, legea este cât se poate de concisă și clară. Dânsii doar votează ceea ce li se dictează de la Severin. Probabil aceste lucruri pe care le-am pus eu în ordinea de zi le-or fi considerat neimportante. Însă vă spun, prin acest lucru nu se respectă voința electoratului. Noi știm foarte bine că în urma alegerilor PSD a obținut 6 mandate de consilieri locali, nu 4 câte are la momentul acesta. Deci printr-un abuz de forță și abuz în serviciu, consilierii PNL și PND fentează legea. Practic, prin neparticipare la aceste ședințe și prin nevotarea ordinii de zi, putem spune că doresc blocarea activității din primărie. Evident, acesta este și scopul lor. Consilierii PNL și PND doresc să blocheze întreaga activitate a instituției. Cât și pe care proiectelor pentru cetățenii din Orșova. Și proiectele care sunt pentru bunul mers al activității de zi cu zi, dar și proiecte de anvergură sunt blocate datorită acestor consilieri locali. De fapt, ce urmăresc? Ce gânduri au? Păi cred că urmăresc prin treaba aceasta să-și înstușească tot felul de bunuri și interese. Unele dintre ele au ajuns să se înfăptuiască. Prin acest abuz de putere, domnul Adrian Cican a reușit să primească votul consilierilor locali pentru a fi în Consiliul de Administrație. Practic, dânsii urmăresc tot felul de funcții și tot felul de alte interese pe care eu le consider abuzive. Cât oare vor mai avea răbdare cetățenii? Până când instanțele abilitate de lege vor face dreptate și cât îi ține nesimțirea, pentru că am observat, deși au fost foarte mulți cetățeni în sală de ședință astăzi, acești domni consilieri n-au binevoit, măcar din respect pentru acești oameni care până la urmă sunt orșoveni și și-au exprimat votul într-un fel sau altul, nici măcar la insistența cetățenilor, acești domni și doamne din Consiliul Local nu au
puțin bun simț și respect față de ei și de legea care spune foarte clar ceea ce urmează să facă. După cum s-a putut observa și asta, singurii care au de suferit sunt doar cetățenii Orșovei. Din toată această mascaradă, cei care suferă sunt orșovenii. Ei n-au nicio vină, ei și-au dorit ca să pună pe scaunele de consilieri persoane care să vină în sprijinul și în ajutorul lor, însă nu au făcut altceva decât să acești oameni, odată puși în scaune, n-au făcut altceva decât să iște un fel de circ la Orșova, un fel de scandal și o luptă pe interese de grup și personale.